cum vă amintiți de România? Eu am amintiri foarte frumoase și foarte bune. În acel timp, când am fost acolo, a fost pace. Viața a fost foarte simplă, dar noi am trăit mulțumiți și ne-am simțit foarte bine. Românește am învățat în școală, că din acasă vorbeam nemțește. Și eu am făcut 6 clase de școală în Stâlpican, în România. Și în anul 40 am fost luați afară, puțin cu putere. Cu forța. Cu forță, da. Și ne-a fost zis că vom găsi tot ce am lăsat acasă și așa. Plecată din Bucovina copilăriei, acum aproape 60 de ani, aproape uitase limba română, până s-a întâlnit cu călugărițele mai tinere la mănăstirea Sfântul Carol Borromeo din Ierusalim. Ierusalimul este un oraș tainic în care și-au făcut sălași din toate timpurile numeroase forme de agregare religioasă. Fie că vorbim despre ordine monahale, fie despre confesiuni religioase sau despre asociații consacrate unor demersuri caritabile, la fiecare pas poți fi surprins de maniera în care oamenii au reușit să se adune pentru a mărturisi prin faptă credința. Sunt călugărițe care și-au dedicat viața spre a parcurge un drum îngust și greu, precum un suiș pe o potecă de munte. Această mutare în masă a jvabilor, a germanilor, a vorbitorilor de limbă germană din Bucovina, unde s-a făcut? Înspre Polonia ați plecat atunci? Nu, dar din România am trecut prin Carpați și din Ungaria am văzut Budapestul și din Budapest Viena. Și am fost până jos în Österreich, în Graz. Au pregătit pentru noi baracă și acolo am fost până în vară. Și înainte că am plecat din Graz, a fost un grup de soldați nemți și au zis, acum vom primi naționalitatea germană. Că noi am avut pașporturi și tot ce am avut a fost în limba românească. N-am avut ceva. Și după aceea n-am mai luat mult timp, nu mai știu cât, și ne-au pus în tren cu toate lucrurile care le-am avut și am fost dus din nou prin Viena. În Polonia a fost un oraș mare, Litzmannstadt, și a fost în sud-ost din Polonia și de acolo am fost schimbați într-un alt lagăr, dar nu mai știu numele, în Polonia. Asta a fost în toamnă. Și după câteva săptămâni, a fost în luna noiembrie, au venit și au zis, acum luați tot ce aveți, și ne-au pus din nou în tren, și ne-au adus unde s-au gândit. Ei au spus că e o minciună.
Și eu, ca copil, ce nici am știut, eu m-am bucurat, v-au vedeat ce așa. Și ne-a dus acolo, în Polonia. De acolo am fost trimise afară de poloni și am trecut granița de l-est de Germania. A fost o treabă periculoasă în noapte și am ajuns în Germania de vest. Lor ne-am dus pe stradă și când a venit o mașină, ceva, ne-a luat și așa, n-am avut noi aproape nimic. Și acolo în Bavaria am găsit, eu am căutat să găsesc o muncă, că de ce trăim? Și am găsit lucruri la surori, cele de care sunt eu acum. Înspumate și speranța noastră în toate, nu ne părăsi, Marie, fia noastră bună mamă, căci de tată ești iubită și de îngeri prea slăvită. Vino, mamă, cu iubirea ta la noi. Marie, întoarce-ți privirea spre noi, noi fii tăi. Marie, și nu ne lăsa. În 91 am simțit chemarea, iar în 92, pe 20 iulie, am venit la Ierusalim. Faceți parte din ordinul? Din ordinul Sfântului Carol Borromeu, care a luat loc în Franța, la Nancy. Suntem un ordin caritativ, social activ, recunoscut de Sfântul Scaun. Vocația am primit-o de la Dumnezeu. Pur și simplu iubesc foarte mult copiii, iar diferența dintre copiii arabi și copiii români nu este mare, pentru că copiii sunt copii. Iar pentru a vorbi cu ei avem nevoie doar de o inimă, de o inimă iubitoare care le arată că îi apreciază, îi acceptă așa cum sunt și le vorbește. Dar nu numai atât, îi ia în serios atunci când au probleme și încearcă să-i ajute. Sora Daniela este venită din frumusețele Moldave pentru a pune zăloc de cale nouă cu oameni tineri care se implică în educația copiilor arabi din Ierusalim. A trebuit să ajung la Ierusalim, la mănăstirea patronată de Sfântul Carol Borromeo, ca să înțeleg ceea ce generația bunicii mele, oamenii de la țară și călugării,
numesc Grădina Maicii Domnului. Ce poate fi o parohie sau comunitatea unei mănăstiri decât o grădină în care sunt plantate cu multă grijă și cresc florile credinței în inimile oamenilor? Nu știu ce vânt ateu a zburătăcit sensurile cuvintelor, dar acum înțeleg rostul școlii de lângă biserică sau al cele din mănăstire unde cronicarii noștri au învățat carte și au scris cronicile neamului. Un fel de redută de apărare a speciei umane de ignoranță și uitare, și nu mă refer la știința de carte, ci la știința de a purta omenitatea. Nu în rai au învățat oamenii ce trebuie să fie omul, ci în afară și după ce și-au pierdut îngerul din ei. V-am văzut și sunteți aici o comunitate de măicuțe venite toate din România. Care pe care a adus sau cum a fost această chemare de a face aici pe pământ străin, pe pământ sfânt, o comunitate de vocația unor surori, toate românce? Eu cred și sunt profund convinsă că vocația și chiar această comunitate a fost întemeiată de Dumnezeu. Noi nu am venit că ne-am cunoscut înainte, cu toate că ne-am cunoscut, dar neștiind despre vocația noastră, neștiind de ceea ce Dumnezeu a voit în particular cu fiecare dintre noi. Practic, am știut una despre alta, cred că cu o lună înainte de a veni la Ierusalim. Credeți că vocația pe care o aveți aici, ați putut să o aveți și în România? Eu cred că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare personal. Dacă El ar fi voit ca eu să fiu în România, cu siguranță eram acolo. Și cu siguranță cred că și acolo aș fi avut o viață împlinită. Dar pentru că El m-a chemat la Ierusalim, ceea ce mă determină să cred, pentru că nu numai atât că am o viață împlinită, ci mai mult am bucurie și satisfacție la ceea ce fac, cred că aceasta este vocația mea și drumul pe care El m-a chemat. Sora Daniela, sora Xaviera, iată nume, cu rezonanță românească despre care prea puțin din țară au auzit. Rugăciune, muncă, educație pentru tineri și iar rugăciune. Astfel s-ar putea sintetiza vocația asumată de surorile din România în Țara Sfântă. Le cunoaștem în a doua casă a lor, la Ierusalim, într-un soi de pelerinaj sui generis, din care încă mai avem de învățat ca români și putem spune că aici pot fi găsite surprinzătoare ipostaze pe mapamond. Văzându-l de sus, îți dai seama că Ierusalimul a rămas o cetate. Escavările recente au scos la lumină obiecte din mileniul al V-lea înaintea erei noastre. Este deci unul din cele mai vechi orașe din lume, chiar dacă este cu 3.000 de ani mai recent decât Ierihonul. Așezarea întemeiată de bunul Salem, asta înseamnă Ierusalim în traducere, este denumită pentru prima oară pe tăblițele descoperite la Ebla, în Siria, tăblițele fiind scrise în mileniul al III-lea.
Bunul Salem era o divinitate, era zeul stelei al luceafărului de seară. În unul din primele sale capitole, Biblia amintește și ea de un Salem. Este acel Salem care a fost condus de regele preot Melchisedec pentru a fi binecuvântat la Avram, pe muntele Moria, acolo unde patriarhul construise un altar pentru a jertfi fiul pe Isaac. Trebuie să se fi întâmplat pe la 1800 înainte de Hristos. Acolo, pe locul de jertfă, evreii își construiesc cetatea și o numiseră Ierusalim. Sora Cati, cum vi se spune aici în Ierusalim, e o bucurie să vă întâlnim și aș intra direct în subiect. Spuneți-mi cum este să păstoriți duhovnicește într-o formă sau alta, dar și educațional copii de aici din Israel. Diferă educația noastră de acasă față de cea de aici? Vă e mai ușor aici decât acasă? Nu putem spune niciodată că este mai ușor aici decât acasă. Atunci când spunem cuvântul acasă, pentru fiecare din noi înseamnă foarte mult. Lucrez aici în școala Schmidt, în Ierusalim, din anul 2009, din vara anului 2009, cu copii arabi. 80% dintre copii sunt copii musulmani și numai 20% sunt copii creștini. În școală avem un număr de 540 de copii total, numai fetițe. Fetițele de aici sunt deosebite prin felul cum se comportă, prin cultura arabă care este aici. Diferențele nu se văd prea mult pentru că ele au, poartă o uniformă foarte frumoasă și elegantă, ceea ce nu spune niciodată care copil, care fetiță este arabă musulmană și care este arabă creștină. Sora Ecaterina este deja un nume sonor în învățământul local, iar calitatea de director al școlii Schmidt este purtată cu demnitate și bucurie. Nu ai cum să te simți nesigur, copleșit de amalgamul orașului strâns în centura zidurilor de apărare. Faci câțiva pași înapoi și te retragi în spatele zidurilor, a căror rigoare și solidaritate conservă amintirile spațiale ale copilăriei și ale adolescenței, petrecută într-o Europa ce părăsise de mult zgomotul afectiv al arhitecturii baroce și mișcarea haotică a mulțimii de oameni, care se deplasează în șuvoaie pe străzi. Calmă, curată și clară este viața trăită sub privirea lui Dumnezeu. Ați ales să veniți aici sau așa a fost destinul până la urmă? Cred că așa a fost destinul meu. În mănăstire nu ne alegem acolo unde să mergem, suntem trimise de superioare, dar trebuie să spun că am fost foarte fericită când Maica Generală mi-a spus că mă va trimite la Ierusalim. A fi în țara lui Isus este într-adevăr o minune. Spun asta pentru că port în sufletul meu toate surorile din congregația mea, din congregația lui Isus, și la orice eveniment religios aici în Ierusalim, mă rog pentru ele și mă simt ca o reprezentantă a lor aici. Misiunea mea întreagă o văd ca și o chemare profesional se interpătrunde. Ceea ce este profesional, am adus cu mine din România, din pregătirea mea profesională, cred că foarte mult aici, pentru că nu întâmpin dificultăți absolut deloc în ceea ce privește problemele educaționale, legătura cu Ministerul Educației, atât cel din Israel, cât și din Palestina. Nu întâlnesc niciodată dificultăți, ceea ce îmi dă curaj și spun, pregătirea cu care am venit din România mă ajută mult aici. Cum a început totul? Are destinul un început? Este întrebarea pe care și Maica Ecaterina și-o pune când privește de unde a plecat. Și-a petrecut copilăria în visare. Astăzi își amintește de mângâierea aerului, de mireasma jilavă a iasumiei din România. Maica Ecaterina este un suflet de român care își dedică timpul să învețe în fiecare zi 500 de fete.
simțiți în voie dor de casă? Desigur, îmi este foarte dor de casă și sunt aici cu multă bucurie și rămân cu multă bucurie atâta timp cât superiorii îmi spun. Dar când va veni momentul să mă întorc în țară, mă întorc cu multă bucurie și vreau să ajut și acolo copiii cu același entuziasm cu care fac aici pentru copiii arabi. Ce ați lăsat în România când ați venit în Israel? Ce lăsați în Israel când o să vă întoarceți în România? Este greu de spus. Cred că mă port cu mine acolo unde sunt. Așa cum am fost acasă, sunt și aici și când mă întorc înapoi, voi fi exact ca și aici. Maica face parte din Ordinul Congregației lui Isus. Remarcabil pentru o școală este faptul că a fost organizat un muzeu, o veritabilă carte de istorie privită din perspectiva naturalismului și arhitecturii. Unul dintre promotorii timpurii ai școlii Schmidt a fost preocupat de flora și fauna Țării Sfinte, dar și de arheologie biblică și mărturii istorice ale locurilor de referință pentru evrei, creștini și musulmani. Sora Cati ne povestește cu mândrie că macheta templului lui Solomon este cercetată periodic de mari specialiști care consideră că această lucrare este cea mai fidelă reprezentare din lume a edificiului sacru prin excelență al evreilor. Într-o succesiune sui generis se înșiră cărți rare, obiecte casnice, hărți, animale și plante, alte reconstituiri arhitectonice, relevante pentru o tipologie de gândire care ne învață că prin locurile profeților și ale Mântuitorului, oricând și oriunde, ai ceva nou de întâlnit.